Domnule director, vorbiți astăzi despre o nouă strategie implementată de Alico în România, după modelul MetLife. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această strategie. Ce presupune ea? Prin noile produse pe care le aducem, cum este Instant Cover, vrem să ne adresăm unui segment de oameni care nu își permit să achiziționeze o asigurare de viață. Produsele noastre vor acoperi beneficiile de bază, riscurile de bază, ca cel de accident și invaliditate, deces și invaliditate din accident. Produse similare vor urma a fi dezvoltate. Aceste produse au specificul că sunt emise imediat, că nu necesită evaluare medicală, au un cost pornit de la 0,8 RON pe zi, cu sume asigurate de până la 200.000 de RON în caz de accident și invaliditate din deces și invaliditate din accident. Presupun că această strategie, nouă strategie Alico în România, se bazează pe o analiză a publicului țintă pe care îl aveți în această țară, afectat și el de criza financiară despre care vorbim de câțiva ani încoace. Cum vedeți în acest moment publicul de asigurabil și asigurați din România? Există un segment de oameni care au un venit rezidual scăzut și care au o nevoie stringentă pentru acest tip de asigurări. Noi am dezvoltat produsul tocmai pentru că înțelegem specificul pieței românești, dar această piață este considerată de către Alico și de către MetLife ca o țară strategică cu un potențial mare, un potențial semnificativ pentru Europa Centrală și de Est. Iar acest public țintă căruia ne adresăm va evolua de cursul timpului, odată cu dezvoltarea generală, economică, socială, care este inevitabilă pe termen lung, și vrem ca acești clienți să cunoască de pe acum potențialul și beneficiile pe care Alico și MetLife le oferă. Astăzi ați anunțat lansarea unui nou produs, Instant Cover. Mai pregătiți și altele, înțeleg, în cadrul aceleiași strategii. Despre ce fel de produse, la ce tipuri de produse să ne așteptăm? Produse de protecție, produse care acoperă riscurile în caz de accident sau de îmbolnăvire, produse care sunt pe care românii și le pot permite și, nu în ultimul rând, produse care sunt relevante ca și beneficii pentru potențialii asigurați. În afară de faptul că vor fi accesibile pentru românii de rând, ce altceva va mai diferenția aceste produse de cele similare din piață? Vor fi niște produse simple, ușor de înțeles. Vor fi niște produse care sunt accesibile, cum am menționat, nu au o evaluare medicală, este un aspect important, și nu în ultimul rând sunt niște produse care acoperă niște beneficii și prea niște riscuri care sunt în creștere în România. Aș vrea să încheiem înainte de a ne spune și care sunt obiectivele pe care doriți să le îndepliniți în viitorul apropiat, care, să spunem așa, care sunt targeturile dumneavoastră până la finalul anului. Deci, după cum știți, Alico este un lider de piață, atât din punct de vedere prime brute subscrise, dar și a profitului. Alico este o companie care vrea să-și consolideze și să mențină poziția de lider pe profitabilitate și în același timp să evolueze ca și lider al acestei piețe în următorii 3-5 ani.